Este din nou alertă la Slănic, în județul Prahova, unde pământul a început să se surpe chiar în zona unde a apărut un crater uriaș în luna aprilie. Oamenii stau pe un butoi de pulbere și se tem să nu rămână fără locuințe, pentru că noile fisuri au ajuns până la blocuri. Că ne este teamă. Stăm cu spaimă, cu frică, cu... Suntem mințiți. Când credeau că au scăpat de pericol, localnicii din Slănic s-au trezit din nou că le fuge pământul de sub picioare. O groapă adâncă s-a format în aceeași zonă în care a apărut un crater în aprilie. O firmă de construcții s-a ocupat în aceste luni să stabilizeze terenul, însă de câteva zile asfaltul a început din nou să se surpe. Și ieri se vedea de la oră la oră cum evolua. Aseară la ora 9 era destul de lăsat. Cred eu, după mine, aproximativ cam 1,5 metri. Ne este teamă, pentru că blocul nu este stabilizat. În câteva ore s-a lăsat foarte abrupt. Ni se spune să stăm liniștiți, că nu e nicio problemă, și uitați ce se întâmplă. Acest bărbat se uită cu groază la noile crăpături care au ajuns deja la blocuri. Acest polistiren a fost până aici pus, acesta. Vedeți? Când s-a depărtat. Din cauza fisurilor apărute acum, clădirile sunt ușor înclinate. Ușa se tăia inițial deschisă. Deschisă, uitați. Și se trântește. Rapoartele făcute de specialiști în luna mai a acestui an, în urma măsurătorilor făcute la Slănic, arătau că zona este sigură. Oamenii nu mai au însă încredere. Stăm cu spaimă, cu frică, cu... Suntem mințiți pur și simplu că să stăm liniștiți că blocul e și uitați cum arată că s-a lăsat. Nu este indisperat ca și locatari aici. În aprilie, apele subterane au provocat pericolul, iar zeci de oameni au fost evacuați timp de câteva săptămâni. Lucrările de reparație au fost finalizate în urmă cu 2 săptămâni, când a fost turnat ultimul strat de asfalt. Responsabilii spun că de această dată fisurile au fost cauzate de lucrări și se așteptau ca pământul să se surpe din nou. Noi am spus și am încercat întotdeauna să fim calmi. În momentul în care vom observa semne clare că aceste blocuri intră în colaps, noi vom da ordin de evacuare. Între timp, autoritățile fac măsurători și monitorizează permanent situația. 5 tineri și-au pierdut viața după ce mașina în care se aflau s-a izbit violent de parapetul metalic în unui pod în județul Hunedoara. Șoferul avea permis de numai câteva luni, iar rudele nu exclud ca acesta să fi băut înainte de tragedie. În accident a fost implicat și un biciclist de numai 15 ani. Vă avertizez, urmează imagini și informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Colega mea, Iulia Dumitrașcu, vine cu toate detaliile. Iulia, te ascultăm. Bună seara, Radu, și bun găsit tuturor! Tânărul de 15 ani a ajuns aici, la Timișoara, este internat în spital. El a fost rănit destul de grav de bucăți metalice desprinse din autoturism în urma impactului violent. În mașină se aflau 5 bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani. Șoferul avea 22 de ani, toți tinerii erau din Gioagiu-Băi și Cugir. Accidentul a avut loc pe podul peste Mureș, la ieșire din Gioagiu spre Orăștie. Polițiștii pun acest accident în baza vitezei excesive. Șoferul a pierdut controlul volanului, a ajuns pe contrasens și s-a lovit cu mașina de parapetul metalic. Acest accident este cel mai grav de anul acesta petrecut pe șoselele din România. Momentan acestea au fost informațiile. La revedere! Iulia, îți mulțumesc. Moarte învăluită în mister la Timișoara, acolo unde un jandarm de 24 de ani a fugit cu arma de la serviciu și a comis un gest extrem în garsoniera unde locuia cu chirie. Tânărul era anchetat pentru un presupus viol, iar dovezile găsite în preajma locuinței scot la iveală că ar fi luat în calcul și să plece din oraș. Mașina pe care abia o cumpărase era încărcată cu bagaje. Vă avertizez, urmează informații ce pot avea un puternic impact emoțional. Asta e o pocnitură care se aude des, nu numai acum. Vecinii au auzit zgomotul produs de pistolul jandarmului, dar n-au realizat imediat ce se petrece. Nici prin cap nu-mi trecea, că ei mai trag, ei și poligonul mai încolo. Și normal că ei merg la tragere, poate. Nici noi suntem obișnuiți cu pocturile astea. Militarul de 24 de ani, deloc din județul Gorj, locuia singur în chirie în Timișoara. Lucra de 2 ani ca subofițer în cadrul jandarmeriei din orașul de pe Bega. Înainte de gestul extrem și-a închis conturile de pe rețelele de socializare.
În această dimineață, la ora 6, tânărul jandarm a ieșit pe această poartă, a mers la locul de muncă aflat la 100 de metri distanță, de unde și-a luat arma din dotare, iar mai apoi s-a întors acasă și a recurs la gestul extrem. Colegii jandarmului au realizat că acesta a preluat arma, dar nu a rămas la muncă, așa că au intrat în alertă. În data de 12 august 2024, în jurul orelei 7:40, efectivele din cadrul echipajului de intervenție din cadrul Inspectoratului de Jandarm Județean Timiș, observând că un coleg nu s-a prezentat în serviciu, s-au deplasat la adresa subofițerului, unde bărbatul a fost găsit cu o plagă împușcată în zona capului. Că nu răspunde la telefon și că e plecat de acasă, zic, poate doarme. Și da, dar ai plecat cu armamentul la el. Dacă ne-a deschis, da, undeva să m-am sunat-o și venit și-a deschis poarta, au intrat înăuntru și s-a dus înăuntru la el. Tânărul a fost găsit în viață și transportat de urgență la spital. Însă, după 5 ore de eforturi disperate în cadrul secției ATI, medicii au declarat decesul jandarmului. Fii avut ceva cu fetele astea, știți cum e? Cauza iubitelor, părinților, cine știe ce-o fi avut, numai el știe. El știe ce-o fi avut, l-a ajuns capul să-și ia zilele. În luna iulie, pe numele tânărului a fost depusă o plângere de viol. Acuzațiile erau analizate de procurorii militari, dar după decesul lui, dosarul va rămâne fără obiect. De curând, bărbatul și-ar fi cumpărat un autoturism. Anchetatorii au găsit mai multe bagaje în mașină, semn că acesta luase în calcul să plece din oraș. În plus, întârziase și cu prelungirea contractului de închiriere pentru garsonieră. Îi făceam contractul, dar totuși mi s-a părut puțin bizar că n-am venit cu actele să-i fac contractul. Nu, întârziase puțin și... Polițiștii criminaliști au petrecut mai bine de 5 ore în garsoniera tânărului. Legea care plafonează dobânzile pentru împrumuturile acordate de către instituțiile financiare nebancare a fost promulgată de către președintele Klaus Iohannis. De aici înainte, clienții nu vor mai fi împovărați de datorii, iar dobânzile excesive vor dispărea. Cu mai multe detalii, ni se alătură colega mea, Iasmina Ardelean. Iasmina, bine te-am găsit! Bun găsit! Cei care au împrumuturi la IFN-uri pot răsufla ușurați. Dobânzile excesive practicate de aceste entități vor fi plafonate. Practic, clienții care împrumută bani de la un IFN nu vor mai rambursa mai mult decât dublul sumei, indiferent cât este aceasta, ori de perioada creditului. Noile prevederi se aplică și pentru contractele în derulare la cerere. În plus, nicio instituție financiară nebancară nu va mai putea executa silit casele oamenilor, potrivit legii promulgate astăzi. În prezent, media dobânzilor ajunge la 8%, iar peste 300.000 de români au deja credite la aceste instituții. Acum, IFN-urile au la dispoziție 90 de zile să pună în aplicare noile reglementări. Acestea au fost informațiile. La revedere! Îți mulțumesc, Iasmina. Tot mai mulți români străbat sute de kilometri doar ca să economisească la cumpărături. Magazinele din Bulgaria au devenit secretul celor care vor să cheltuiască și cu 30% mai puțin pentru anumite produse. Detergenții, băuturile și alimentele sunt mai ieftine peste graniță. Detergentul ăsta, 60 de spălări, este aproape 28 de leva, adică aproximativ 70 de lei. La noi, același detergent costă 100 de lei. Este doar un exemplu. Găsim 10 dacă dăm o tură prin raioanele acestui magazin din ruse. Ofertă foarte bună și la pasta de dinți. Costă 4 leva și 15, adică aproximativ 10 lei. La noi, în țară, aceeași pasta de dinți costă 25 de lei. Aruncăm un ochi și la alimente. Am descoperit produse fabricate în țara noastră, dar care, culmea, sunt mai ieftine la vecinii de la sud de Dunăre. Margarina aceasta, pe care scrie și în română, fără ulei de palmier, aici costă 9 lei. La noi, în țară, în România, este 15 lei aproape. În parcarea unui supermarket din Bulgaria am dat peste această familie din București. Tocmai ce s-au întors din vacanță, iar proviziile pentru acasă și le fac de la vecinii. Ce v-ați cumpărat aici? Bere, mie îmi place berea de aici. Și ce ați mai luat? Văd cartofi? Sucuri în general, bere, mezeluri chiar. Facem și des, mai venim pe aici, doar pentru cumpărături. Economisim ceva față de prețurile de la noi în România, economisim. Drumurile până la magazinele din Bulgaria au devenit o rutină pentru ei.
mai ales că, în ciuda distanței, economisesc sume frumoase. Rolele de șervețele în București sunt exagerate mari. De exemplu, pentru copil iau 4 role de șervețele și dau undeva la 12 lei, pentru că așa mi se cere la grădiniță de stat, și aici găsesc câteodată și la 6 lei. Deci, la jumătate de preț. Apa așa... este foarte scumpă la noi, în primul rând. Chiar e foarte scumpă. Exagerat. Și în Bulgaria și în Grecia sunt prețurile foarte mici. Am dat 1 euro pe un box de 12 sticle la 0,5. Și acest bărbat preferă să se aprovizioneze de aici. Am luat niște parizeri, șuncă, ceapă, dale. Nu știu dacă să... Cât de tot a luat acum la... 34-36 de leva. Deci cred că vreo 100 de lei. La ei sunt mai ieftine țigările, sunt mai ieftine sucurile, sunt mai ieftine... Dumneavoastră ce credeți, că e corect sau nu e corect? Eu zic că nu e corect. Pentru că, până la urmă, și ăștia același lucru ca la noi. Aceleași taxe plătesc și ei, aceleași taxe plătim și noi, nu? Aceleași drumuri au și ei, aceleași drumuri avem și noi și totuși la noi... Mi se par mai scumpe față de la aici. Conform studiilor, costul de trai din București este cu 25% mai mare decât în ruse. În țară este un paradox constant pe piața muncii. Angajații se plâng că nu găsesc de lucru, în timp ce patronii caută cu disperare forță de muncă. Abia se mai prezintă candidați la interviuri, spun afaceriștii. Cei care vor cu orice preț să-și creeze o echipă stabilă trebuie să fie dinamici, cu bani și să ofere un program flexibil. În această măcelărie ar mai fi nevoie de 15 angajați, atât în fabrică, dar și la vânzare. Anunțurile sunt postate de luni bune, dar telefonul nu sună deloc. Avem zone neocupate și de 2 ani și de 3 ani de zile. Azi ai mărit salariul, mâine altcineva oferă cu 50 de lei în plus, pleacă în altă parte. A venit dimineața, a stat 2 ore și după aia a plecat. Fără să zică nimic sau? A spus că e greu, că n-a înțeles despre ce e vorba la interviu. Alina este una dintre angajatele de bază. Lucrează de ani buni aici și a văzut cum tinerii își au tălpășița după o singură zi. Nu mai muncesc cum munceam noi cândva. Te dă părinții, mai un bunic, mai un unchi și stau acasă. Da, e mai bine acasă. Ne mutăm într-un alt domeniu, mai vesel, într-un magazin de jucării. Cei care vor să lucreze aici n-au nevoie de studii superioare și nici de experiență, dar chiar și așa, mulți fug de muncă. Chiar dacă au fost sunați cu o zi înainte, au confirmat, a doua zi nu mai ajung. Unii dintre ei vin la interviu, trec etapa interviului, semnează contractul, următoarea zi nu mai vin la serviciu. Aceste povești sunt trase la Indigo în toate afacerile. În această bucătărie se pregătesc preparate cu ovăz, care mai apoi sunt vândute online și în supermarketuri. Afacerea se dezvoltă rapid, ceea ce înseamnă nevoie de noi angajați. Deci dacă plouă, jumătate din candidați, chiar dacă ei confirmă prin telefon sau SMS, ei nu se mai prezintă. Mulți patroni au luat măsuri de precauție ca să nu rămână cu ochii în soare. Avem o mică probă de lucru care este plătită. Cum am reușit să rezolv totuși majoritatea problemelor? Program de lucru un pic mai scurt, salariu un pic peste medie și condiții de muncă cât se poate de bune. La nivelul întregii țări, 450.000 de oameni sunt în căutarea unui loc de muncă. Parcagii sunt cei care fac regulile în marile orașe, în special în București. Îți arată locuri libere și îți promit că vor avea grijă de mașina ta, chiar dacă de multe ori te îndrumă spre locuri unde parcarea este complet interzisă. Am făcut și noi un experiment și am aflat de la un parcagiu câți bani face, dar și de cât timp are acest job ilegal. Urmează un material filmat și cu o cameră ascunsă. Oare poți să las și eu mașina pe aici, pe undeva? Uite aici, nu mă puțin aici, de ce crezi că stai aici? Sunt cuvintele pe care le auzim în orice zonă aglomerată, fie că e centru istoric, tribunal sau spital. Parcagii sunt dintotdeauna aceiași și au pus monopol pe fiecare cartier. Blochează cu lăzi sau bidoane locuri de parcare și le eliberează doar dacă le dai bani. Spun, cât e parcare aici? Ești de la primărie de undeva sau? Am aflat exact de câți ani muncește la negru, fără să fie deranjat vreodată de poliție. Eu mă rog pe 30 ceva, dar nu se face pe 30. Zici tot de-anapoi că m-am făcut ce? Bine. De-anapoi, boss! Și că acești indivizi sunt toți, fie în zona Gării de Nord, fie în centrul vechi al capitalei. Iar șoferii, fie că vor, fie că nu, le lasă bani frumoși. Da, cerau bani și zgâriau mașina și te amenințau și nu te lăsau să parchezi, efectiv se puneau în față și nu puteai să parchezi, da. Câte spale dădeați așa? 5 lei, 10 lei și se uitau urât, adică 10 lei era puțin pentru jumătate de oră, oră, da, deci din păcate. Și poliția îi protejează. Ați pățit asta să vă ceară bani? Da.
în centru. Da, și noi am dat și se știe că dacă nu-i dai, poți să o găsești cu o anvelopă desumflată, cu o zgărietură, cu o cheie, se știe. Dar nu se face nimic, nu se vrea, pentru că e o mafie. La o medie de 10 lei pe oră vedem că un parcagiu face cel puțin 100 de lei pe zi pe un singur loc de parcare. Dacă e stăpân, să zicem, pe 10 locuri, vedem că produce singur în medie 1000 de lei pe zi. Fiecare în România trăiește cum poate. Fiecare trebuie să mănânce cumva. Și cam cât exact? 10 lei. De obicei 10 lei. 10 lei e suma standard. Am rușit noi să aflăm de la poliția locală ce a aflat în subordinea primăriei de ce mafia parcagiilor e tolerată de atâția ani. Momentan, nu am primit niciun răspuns. Dilema rachetelor antigrindin a atins un nou nivel. Județul Dolj, fermierii sunt disperați pentru că recoltele lor nu sunt protejate de acest sistem. Cea mai recentă furtună a distrus hectare întregi de legume. În schimb, în Timiș și Prahova, fermierii susțin că rachetele antigrindin aduc secetă și produc incendii de vegetație, așa că vor să scape de ele. În plină vară s-a așternut gheața pe străzile și câmpurile din comuna Sadova, județul Dolj. Grindina a făcut prăpăd, mai ales în culturile fermierilor. 2 hectare și ceva de varză, în care e compromisă toată. Deci uruite, ia uitați. Ia uitați noastră varza asta, în 2 săptămâni, trebuia să fost recoltată, băgată la vânzare. Acum, ce mai e? De unde să mai luăm bani? Grindina a distrus recoltele pe mai multe hectare. E dezastru, ne-a făcut piatra, curat. Ia uitați, mai recuperăm noi banii ăștia de aici? Niciodată. Ia uitați-vă. Vânătă mare de vânzare. Unde te duci cu vinetele ăștia? Cine le cumpără? Nu le cumpără nimeni. Da, ia uitați. Negre. Muncă aruncată. De asta primăvară. Le aruncăm la bălegat. Aruncăm banii la bălegat. Ciuruite de grindină și uscate acum sub soarele încins, așa arată vinetele din această cultură care a fost compromisă în proporție de 100% în urma ploii cu gheață și plantele au fost puse la pământ, astfel că de aici nu se mai poate recupera nimic. Oamenii au investit peste 10.000 de lei în fiecare hectar. În loc de astfel de furtună ar fi preferat perioadele cu secetă, spun ei. În piața agro se duceau cu ea. Acum unde să se mai ducă? Vedem noi pe aici pe jos? Cam câte tone s-au pierdut așa? Păi eu zic că o 5 tone, poate mai bine. Păi mai bine secetă decât așa, decât distrugerea asta mare care bagi o grămadă de bani. În zonă nu există sistem de rachete antigrindină, spre revolta fermierilor. Nu vreau să caut acum motive sau să caut vinovatul sau nu din papă. Dar ni s-a promis și nouă aici că la marginea satului se va face un centru special pentru amenajare ca să tragă cu rachete, nu să spargă gheața. De ce la alții se pot și la noi nu? Fermierii din județul Timiș spun însă că rachetele antigrindin aduc secetă și ar fi pornit chiar și incendii de vegetație. Au inițiat o petiție online prin care cer desființarea sistemului. Revoltă e și în Prahova, unde autoritățile au decis să oprească lansările de rachete, tot la cererea fermierilor. 2 frați din Bihor s-au hotărât să pună umăr la umăr și să salveze satul bunicilor. Au recondiționat 2 case vechi și le-au introdus în circuitul turistic. Elementele moderne, împletite cu cele tradiționale, atrag ca un magnet oaspeții dornici să experimenteze o vacanță autentică. La doar o aruncătură de băți de Oradea, departe de agitația orașului, ni se înfățișează atmosfera satului românesc autentic. Suntem în Leheceni, un sat pe care 2 tineri frați încearcă să-l readucă la viață. Atracția principală a zonei sunt 2 case vechi cu fațade albastre și aspect tradițional în care turiștii pot petrece vacanțe memorabile. Acesta nu este un loc de cazare simplu ca oricare altul, este un loc care spune o poveste, care transmite o poveste celor care îi pășesc, celor care intră în acest univers. Casele au fost construite de străbunicii Alinei. De aceea, în interior, încă se găsesc pe rafturi sau pereți pozele alb-negru ale primilor locatari, lămpile pe gaz și țesăturile vechi de 10 de ani. Am încercat să îmbinăm detalii ale vechiului cu detalii noi de arhitectură modernă, care să nu deranjeze foarte mult. Vizual, am lucrat cu arhitecți care ne-au
ne-au consiliat în acest sens. După ce au moștenit casele, Alina și fratele său au investit în transformarea lor într-un complex turistic, destinat celor care doresc să se relaxeze într-un mediu liniștit și pitoresc. Dorim să le oferim acea experiență a traiului în satul bunicilor, mirosul mâncării făcute în casă proaspăt cu produse tradiționale, produse ecologice. Aici timpul curge altfel, mai ales dacă oaspeții aleg să participe la activitățile din gospodărie. Pot ajuta la culesul fructelor, la îngrijirea familiilor de albine sau la activitățile de olărit. Zona e foarte frumoasă, îmbină pitorescul cu modernul. Practic avem tot ce ne trebuie, de la o bucătărie foarte bine utilată, la un spațiu verde cu o oază de liniște, jacuzzi, copiii s-au bucurat deja de el. Ne simțim foarte, foarte bine. Am rămas uimit să vedem o așa locație frumoasă, ne-am întors un pic în timp, pe vremea bunicilor. Ne place foarte mult. Pentru o noapte de cazare într-una dintre case, turiștii plătesc 440 de lei, bani în care este inclus și micul dejun. News Time se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Canal de 2, să aveți o seară așa cum vă place. Bună seara! De mâine, valul de căldură se intensifică și vom avea cod portocaliu în partea de sud a țării. În Banat, Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei, temperaturile ajung la 40 de grade. Codurile de căldură rămân valabile și miercuri pentru partea de sud și sud-vest a țării. În aceste ore va fi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umiditate va depăși pragul critic de 80 de unități. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile de vest, însă mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, spre 8 grade. Mâine, canicula se va intensifica ușor în Banat, în Oltenia și în cea mai mare parte a Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi maxime, în marea lor majoritate de 39-40 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului maximele se vor încadra în general între 29 și 36 de grade, iar în Crișana, sud-vestul Transilvaniei, nord-estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei, Carpații meridionali și occidentali va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indicele temperatură umezeală va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu norări temporare după amiaza în zonele montane, unde izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia va fi o zi deosebit de caldă, cerul va fi mai mult senin și se vor înregistra 38 de grade în Pitești, la fel și în Ploiești. În Transilvania se anunță atmosferă însorită, iar temperaturile ajung la 35 de grade la Alba Iulia și 33 la Brașov. În Moldova va fi o zi foarte caldă, mercurul din termometre urcă până la 28 de grade în Piatra Neamț și 31 în Iași. Vreme extrem de caldă se anunță și în vestul țării, mercurul din termometre va crește simțitor. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab. Vor fi 37 de grade în Timișoara, la fel și în Arad. În Oltenia ne așteaptă o zi de-a dreptul caniculară, se vor înregistra 39 de grade la Craiova, la fel și în Târgu Jiu. În Dobrogea cerul va fi predominant senin și se vor înregistra 32 de grade în Constanța și 37 la Medgidia. În capitală a fost cod galben de caniculă, disconfortul termic a fost ridicat, iar maxima a fost de 37 de grade. La noapte cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20 de grade. Mâine canicula se va intensifica ușor, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi de 38-39 de grade. La munte, vremea va fi deosebită de caldă, cerul va fi variabil, vor fi norări temporare după amiaza, când izolat vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice, vântul va sufla slab și moderat. Pe litoral, vremea va fi călduroasă,
acasă cu disconfort termic ridicat, temperatura maximă se va încadra între 29 și 33 de grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 20 și 24 de grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 24 și 26 de grade. O seară frumoasă să aveți, indiferent de vreme!